Așadar, dragilor, să încercăm împreună cu Maria să vorbim ceva despre noțiunea de limită. Noțiunea de limită a unei funcții. De limită a unei funcții. Maria, dacă ești pe internet am foarte multe lecții în care am încercat să insist pentru noțiunea de funcție a unei limite într-un limbaj cât se poate de accesibil. Îți spun prietenul meu că din nou există și volumul acesta de funcții, cum am și specificat și mai devreme. Și anume, noi am vorbit de funcție, înțeles cât e ceva. Pentru o funcție se presupune așa și așa. Să știi domeniul de funcție. Hai, da, da. Da, Raul. Hai, acum, hai, ca să îi tot mai încercăm la altceva, dar zi, te rog. Încă o dată. Limită. Pentru ei, timp de la infinit. Radical bine în cursul nou. Plus radical bine. Plus radical bine. Contul sobra. Radical bine în cursul 2. Radical bine în cursul 2. Plus radical bine în cursul 1. E cam bun. Raul, știi bine, eu aștept ideea ta. Uite, eu aș scoate câte un ien, factor forță, sub fiecare radical, unde se poate. Da, așa, și eu. Deci e cam mai departe cu limita, hai. Limita din radical din radical din pe lângă, hai să luăm ușor, ne pe lângă, 1 plus 1 pe lângă. Sub primul radical, am scos pe ien factor forță. Bine? Plus radical din radical din N. Nu, dă-i pe N, da. Nu, radical din N. 1 plus 1 pe N. Și cam mai departe, cu te rog, vorbește. Sus, radical dintr-un N. Da. Îl scoate deodată în factor, nu? Deci radicalul dintr-un plus și radical din fiecare. Deci vine radical din ori radical din 1 plus 1 pe n. Îi vine așa? Tu vezi la tablă cum scriu eu, nu? Plus radical din totul supra de desubt, radical din 1, radical din 1 plus 2 pe n, plus radical din n pe lângă, radical din 1 plus 1 pe n. Și da, acum, la alu. Poți să-ți dau la numărător factor comun pe cine? Pe radical din N, îl vezi la cei doi termeni. Da. Radical din N este aici și este și aici. Deci radical din N pe lângă. Da. Pe lângă cine? Radical din 1 plus 1 pe N. Da. Plus 1. Totul supra. Radical din N pe lângă. Așa. Radical din N, radical din N se simplifică. Da. Și trecăm la limită, 1 pe N unde se duce? 2 pe N.
e la 0. O să fie toată noi, adică 1. Păi vezi, păi vezi. Deci e foarte simplu asta de limită. Hai să mai facem un act, că m-ai surprins în mod neplăcut cu întrebarea asta, adică e prea simpluță. Ia să vedem alta. Limită. Stau eu. Eu, da. Ies din de la infinit. Bine. Radical din 3 n pătrat plus n plus radical din 5 n plus 2 totul supra radical din 4 n pătrat plus 1 plus radical din 3 n minus 5. Cum ai face aici? Factor de acum rețin n pătrat, care iese în față n, da? Da. Deci va fi egal mai departe cu limite, vor fi explicați, dar care e limite? Da. Noi ne hotărâm să scoatem chiar el un factor comun. Și de aceea el pătrat ar trebui să scoți. Și dacă scoți el pătrat, atunci vine n, o radical din 5 pe n, știi de ce? Plus 2 pe el pătrat. De acord? Da. Și jos. Hai. Operații fără sens. Dar și nu poți să răspundi nici aici.
operații fără sens. Nu te poți pronunța. Dacă ar fost infinit plus infinit, infinit plus infinit face infinit. Infinit plus o constantă face infinit. Deci pentru scădere, infinit minus infinit, pentru înmulțire, da? Deci pentru adunare, pentru adunare este infinit minus infinit, pentru înmulțire, infinit ori 0, infinit ori 0, pentru împărțire, 0 pe 0, infinit pe infinit, deci 0 pe 0, infinit pe infinit, sunt operații fără sens. Deci am spus adunarea, înmulțirea, împărțirea, putere. Pentru A la B, pentru putere. 0 la 0, 1 la infinit, deci 0 la 0, 1 la infinit, și infinit la 0. Și infinit la 0 sunt operații fără sens. În toată analiza matematică, vei întâlni totdeauna la limite cazul de sistem de situații dificile, de nedeterminare, de operații fără sens. Deci în clasa 11 la limite de funcții vei intra ori în infinit minus infinit, ori infinit ori 0, ori 0 pe 0, ori infinit pe infinit, 0 la 0, 1 la infinit și infinit la 0. Și pentru a ieși din cazuri de care se vor ieși de fiecare dată, pentru a da răspuns, va trebui să cunoști sau să apelezi la niște limite fundamentale pe care să le faceți în cursul semestrului ăsta. Acele limite fundamentale te vor ajuta să ieși din încurcătură. Vei apela la ele foarte des. Deci, analiza matematică începe cu o noțiune importantă, noțiunea de limită. A unui șir. Deocamdată sunteți la șiruri, nu? Eu, tu mi-ai dat șiruri și se pune problema să faci limite de șiruri. Aici, practic, trebuie să înțelegi așa. Că șirul este doar, să spunem, o funcție, la urma urmei, care generează niște elemente ca urmare a faptului că nu-i dai valori de 0, 1, 2, 3. Da? Deci, ce este un șir aici? Este o funcție, definită pe el, pe mulțimea naturale, cu valori în el. Deci urmează, sunt niște numere reale. Uite, dacă locuiești n cu 3 aici, sau n cu 0, îți dă un număr. N egal cu 2, un alt număr. Și așa mai departe. În final, și nu înseamnă o mulțime, sau un număr de valori, aranjate unul după altul, ca urmare a faptului că nu îi dai valoarea 1, 2, 3, 4, 7 și așa mai departe. Până la infinit. Ei, vrei să vezi ce se întâmplă cu acei Y generați când ne însuce spre infinit. Că primii 3, 7, 10, 100 de termeni îi găsești. Ce înseamnă? Dacă notăm cu A, A e egal cu cum am notat eu, radical din n plus 1, minus radical din n, totul sub radical din n plus 2, minus radical din n plus 1. Deci dacă ăsta este șiroaia, trebuie să înțelegi că ăsta îl privești ca o funcție. În sensul că, pentru n egal cu 1, ce valoare găsești tu? Deci pentru 1, găsești valoarea, care este aici, 1, și cu 1 face 2, radical din 2 minus 1. Deci radical din 2 minus 1, supra. Minus radical din 2. Radical din 3 minus radical din 2. Asta este un prim număr. A fost generat de nu egal cu 1. Când nu egal cu 2, se întâmplă ca să apară ca urmare a lui n 2, să apară radical din 3 minus radical din 2, radical de 3 minus radical de 2, totul supra. Radical din 4 care e 2, minus 3. Și așa mai departe. Când nu e egal, îi dai 100, pentru 100, găsești un număr pe poziția a 100 din șirul respectiv,
care nu e altcineva decât radical din 101, minus radical din 100, adică 10, totul supra-radical din 102, da? 101. Ei, și ce să vezi? Și tu dai undeva procentat, dai și apară aceste numere. Apare și lui ăsta de tele pus unul după altul. Și întrebarea care ți-o pui este următoarea. Oare, dacă îl știu pe poziția 100, 1000, 10.000, 1 milion, știu ce nu l-ați dat mai ca urmarea corespondenței, dându-i în valoarea 1 milion. Dar când se duce spre plus infinit, ce se întâmplă cu șirul ăsta? Către ce număr se apropie? Asta e situația. Deci a face limita unui șir, unei expresii în mână, înseamnă a cerceta mulțimea care apare ca urmare a locuirii valorilor în mână, în situația când nu se duce foarte mare, foarte, foarte mare. Ce se întâmplă cu, hai să zic, Y-ul care apare din șir? Dacă notăm Y-ul în urmarea lui neînlocuit. Da? Asta, dacă înțelegi fenomenul, nu? Începi să percepi cam ce faci. Dacă nu lucrurile, din păcate colegii mei nu o fac, n-au reușit să prezinte așa, și vin la clasă cu tot felul de definiții, cu tot felul de plus infinit, minus infinit, ce se întâmplă, zero, infinit, nu știu, și nimic nu e clar în mintea elevului. Dacă însă ușor ai înțeles cam care e fenomenul, eu am mers pe exemplul ăsta, dar să mergem pe exemplu, mai ușor are, să spune și eu, e egal cu 1 pe el. Pentru e egal cu 1, cât este primul termen care apare? 1 pe 1, 1. Pentru 2, cine apare? 1 pe 2. Pentru 3, cine apare? 1 pe 3. Pentru 4, apare 1 pe 4. Și în general, când se duce să prinde 1 milion, apare 1 pe 1 milion, nu? 1 pe 1 milion. Și problema se pune că nu crește din ce în ce mai. Ce fac aceste termeni care apar 1 pe 2? Asta e problema. 1 pe 2, 1 pe 1 milion și mai departe. Deci 1 pe 1 număr foarte, foarte mare. Ceva pe infinit, ceva pe infinit, după ce se vede, 0. Așa trebuie înțeles. Deci a cercetat limita mășirea înseamnă a te interesa ce se întâmplă cu termenii săi când crește foarte, foarte mult din șirurile aceasta care apare. Da? Acum să ne întoarcem la noi, la elicițul nostru. Să știi că m-ai provocat cât de cât acum, pentru că mi-am dat seama că nu ți-ai dat loc mulțumea de funcție, ție și multora dintre prietenii noștri, dintre din păcate, mulți voi sunteți vinovați. Vinovat este forma sau cei care predau nici eu, nici loc, nu e clar, foarte clar noțiunea. De aceea eu am spus pe urmă acela cu limite de funcții, cine reușește să spună mâna pe el, am lucrurile explicate în varianta asta așa. Cu foarte mult suflet, cu multă dragoste, cu mult interes, cu bucuria de a face cunoscută noțiunea. Și mă întorc la limita de mai sus. Ei, aici lucrurile sunt cât se poate de interesante. Pentru că în clipa în care merg pe șablonă dinainte, scoaterea factor forțat, apare 1 minus 1, 0. 1 minus 1, 0. Și 0 pe 0 e operație spre 0 după ce treci la limită. Și atunci, așa, căutăm să scăpăm de necazul ăsta. Și mulțim pentru sus cu plus, dar și sus și jos, și pentru asta iar cu plus sus și jos. Mai clar, egal cu limită. Din până o linie lungă de fracție. Da.
Dar să recunoaștem că asta sus ai pus-o tu radical, nu pus un plus radical, nu? Ai pus-o tu. O punem și jos. Punem și jos radical, minus plus 1, plus radical, minus. Adică la o fracție, ca să nu schimbe valoarea, trebuie să înmulțești, te aplici pe același lucru și sus și jos. La fel avem radical de n plus 2. A, tu ai făcut-o de așa. N-am văzut acum. Radical de n plus 2 pe minus radical de n plus 1 trebuie să mulțești acum cu radical de n plus 2. Nu? Plus radical de n plus 1. Cred că acum, așa, uite de la tablă cum am scris eu. Deci, pentru prima, ai pus conjugata radical, ai pus un plus radical, ai pus-o și jos, sus și jos. Iar pentru radical din 1 plus 2 minus radical din 1 plus 1, îi trebuie radical din 1 plus 2 plus radical din 1 plus 1, pe care scrii jos, dar scrii și sus. Radical din 1 plus 2 plus radical din 1 plus 1. De acord? Deci, fracția se fie neschimbată. Și acum, radical din 1 plus 1 minus radical din asta, altă facea la doar, nu zbem la doar și... Deci, egal cu limită. Limită pentru n de la infinit. Adică n plus 1. Minus n. Pe lângă. Deci, primul paranteză era rezolvat. Pe lângă radical din n plus 2. Plus radical din n plus 1. Și jos. Asta de aici, ultima. N plus 2 minus N minus 1. Deci N plus 2 minus N minus 1. Pe lângă. Plus radical din N. Și calcul. N cu N se reduc. Da? Și face 1 supra 2 minus 1, 1. E 2 minus 1, da? 1. Și face... Și zice, în limită pentru n de la infinit, din partea a doua, radical din n plus 2, plus radical din n plus 1, plus radical din n. Și acum să facem pe radical din n factor forțat deodată, că mai pierdem timpul. Numai n. N maxim cu putință. Că n-am n pătrat, știi? Deci am numai radical din n. Atât pot să scot. Limite pentru radical din n. Pe lângă de dată zic. Radical din 1 plus 2 n. Sper că mă urmărești. Plus radical din 1 plus 1 pe n. Totul supra. Jos, radical din n pe lângă. Radical din 1 plus 1 pe n. Plus 1. Și radical din n pe radical din n se simplifică. 1 plus 1 face 2. Supra 1 plus 1, 2. Deci șirul ăsta, ăla care l-am dat la început, după opinia lui el, când el e foarte, foarte mare, acele expresii sau numele acelea se duc spre 1. Asta trebuie să fie înțeles tu, când am făcut limita. Ți-ai imaginat că ai tot înlocuit pe mână, cu 1, 2, 3, 7, 9, 1 milion și mai departe. Și în șirul acela de valori care s-au organizat, și nu mai poți, nu știi cât până să mergi. N-are cum să mergi spre infinit. Acum, prin trecerea limite, ai înțeles că șirul acela tinde spre 1. Adică numele acelea se apropie din ce în ce mai mult de 1. Deci foarte aproape de 1. Asta vreau să-ți spun, să treci bine noțiunea de limite. Dă-mi 7 ieșiți. Acum, probabil că
acele care le-ai dat teamă sunt mai la îndemână. Vezi, asta fac acum. Deci zicem, limită. Totdeauna, pașirul nătii de la infinit. Că nu se poate, vezi, dau valorile 1, 2, 3. Deci totdeauna timp la infinit. Din multe ori se găsești doar limită. Nu mai se spune e întâi de la infinit. Să subînțelege. Din.
3 ori 4. E bine? Da. 3 ori 4. Plus 1 supra 4 ori 5, dacă ar fi, să spui. Plus 1 supra. Ia pe lângă, ia plus 1. Da. Am scos așa, da? Deci, păi să vă spun. Corect. Deci, pe scurt, va fi așa. Limită de 1 pe 4, limită de n. Rămâne prima și ultima fracție, ți amintești, nu? 1 minus 1 pe n plus 1. Da. Și când am luat același numitor, egal 1 pe 4, pe n pe 1, adică am luat același numitor, vine n plus 1 minus 1, vine n supra n plus 1. Limită. Da? Limită. 1 pe 4, să nu uităm. 1 pe 4, limită. Asta după să nu mai scriu la... Și face limita asta, 1 pe 4, ori 1. Grafele sunt egale, sunt tot pe noi factori forțați, simplifică nu până și face 1, 1 pe 1. Deci limita, nu am dat 1 pe 4, ori 1, 1 pe 4. Vezi? Deci, a doua am făcut-o. Unde se duce spre 1 pe 4? Prima m-am derucat. E drept? Da. Aici am să muncesc să împart în 2, pentru că diferența între 1 și 3 este de 2. Și fac în felul următor. Înmulțesc și împart cu 2. Ies 1. Hai să zicem ies 1. Sau L1. L1 egal cu 1 pe 2. Limită. Pentru e întinde la... Să supățeri. Limită din 2 supra 1 ori 3. Plus 2 supra 3 ori 5. Adică toate fratele se mulțesc cu 2. Da? Da? Plus 1 pe 1 plus 2 supra 2n minus 1 pe lângă 2n plus 1. Și egal cu 1 pe 2, limită din. Ei, 2 ăsta de sus pot să spun că este 3 minus 1. 3 minus 1 supra 1 ori 3. Plus 5 minus 3 supra 3 ori 5. Plus mai departe, 2n plus 1 minus, în paranteză, 2n minus 1, totuși supra 2n minus 1, pe lângă 2n plus 1. Și e egal. Și facem 1 pe 2, pe lângă. Dacă distrug numitorul, știi bine, cu sfârșit, face 1 minus ultimul. Deci 1, minus, ăla la sfârșit cu minus. Minus 1 supra 2n plus 1. Că știi, ție se duc 2 câte 2 și face primul care e 1 pe 1 după simplificare, minus, dacă a început, rămas ăsta cu plus la început, rămâne cu minus. Minus 1 pe 2n plus 1. Și dacă am luat aceeași viitor, va face 1 pe 2, pe lângă 2n plus 1 minus 1, totul supra 2n plus 1. 1 minus 1 se reduc și limită, să nu uităm, și limita este 1 pe 2. Că gradele aici sunt, iată, grade sunt egale și se face 1 pe 2. Și iată, prima limită este 1 pe 2, a doua e 1 pe 4, și la limita ta de sus, poți la este 1 pe 2, prima care am făcut-o, plus 1 pe 4, care face 3 pe 4. Da? Asta este limita pe care mi-ai propus-o. Ia șirul ăsta, care mi-ai dat, conține două subșiruri. Asta e șmecheria. Două subșiruri, un prim subșir
acelor cu numele impare, altul cu acelor pare, fiecare s-o poate, ca fiind și el de sine stătător. Prima bucată face unul pe doi, cea de-a doua bucată face unul pe patru, și iată final, 3 pe 4. Deci am redus limita ta la limita altor două șiruri. Șiruri pe care la care limita am putut să o calculez. Da? Așadar, dragul, am dezbătut în seara asta, cred eu, discul de atent. Cu ce te alegi tu de aici? Cu ideea de limită, tu și toți prietenii noștri. Ca face limita unui șir, de fapt, înseamnă a te interesa de termenii care apar ca urmare a înlocuirii lui cu valori 1, 2 și mai departe. Și vrei să vezi cum se, ce fac ei în succesiunea lor când nu e foarte, foarte mare. Da? E privită, deci un șir este o funcție definită pe cursarea lor naturală. Când locuim acum pe N cu 0, 1, 2, 3, nu ca la funcție când locuim pe cu X dintr-un interval, cu toți X care sunt fracți, numele raționale, raționale, acolo. Este un caz particular al unei funcții definite pe anumite mulțime. Doar sare așa, 1, 2, 3, da? Asta am vrut să comunic. Mai aveai vreun an cu X, sunt interesant? Da. Da, deci asta. Ăsta a fost interesant, al doilea. Cu celălalt, cu primul, e mai cam surprins de plăcut, așa, zic, băi, nu poți să faci toată așa ceva. Dar nu ți-a dat clar noțiunea de limită, asta trebuie să spun. Da? Tu și prietenii noștri acum au înțeles ce înseamnă limita unei funcții. La revedere, salut! Ce vreau să-ți... ce ai înțeles tu aici? Ne-am făcut așa. Noi abia avem abia astăzi și ne-a dat numai atunci de scădere abia da, astăzi. Da. Și nu ne-am făcut exerciții. Ne-a dat numai așa, limită de x tinde către plus infinit, să dau un exemplu, unde x plus 2 și să aflăm noi cât este și făcea plus infinit. Atunci, nu am făcut așa ceva. Da. Acum nu este altceva decât tot matematică, vreau să spun ce am făcut aici. Numai că eu cred că altceva trebuie să te ales tu. Cu ideea asta că sunt copii în țară, care vezi mă sună, vin cu întrebări, noi filmăm acum, se spun pe internet, se pot găsi de foarte mulți alți copii de oriunde din lume. Deci ce fac eu nu este o singură meditație pe care tu ești obișnuit așa de tot te-a spune lucrurile făcute, ca niște lucruri ce se pot să bată, să facă ieșițul și basta. Când e ieșițul acesta, în timpul filmului, eu comunic foarte multe lucruri, ele sunt puse și poate așa vor rămâne o veșnicie pe internet, cum spunea cineva, nu se știe cât. Da? Deci acestea sunt lucrurile inedite. Și, cum spuneam și mai devreme, sunt și copii foarte interesați, care nu pot dormi. Mame care vin cu copiii, vor să-și facă lecțiile. Asta e toată filozofia. Ca să poți să reușești, trebuie să știi că trebuie să muncești tu să înțelegi lucrurile. Și se găsesc lucrurile de jos, la 1.4, de jos, de la jos, acolo, pe internet. Deci, în cele 1.100 și nu știu câte lecții sunt pe internet, se pot găsi lecții care înseamnă astruparea gorurilor din urmă. Nu poți să înțelegi. Te-ai uitat aici să spui, sunt minuni. Aici nimic nu ai putut să înțelegi. Era și în stare de șoc. Tu spui, eu așa ceva am văzut în viața mea. Așa este. Pentru că tu nu ai știut ce înseamnă o sumă, ai să calculezi ce anume am urmărit eu. Era imposibil să urmărești. Dar la început, acele care ți le-am arătat, s-a spus niște lucruri elementare. Varianta care urmărit totul la casă acolo,
Asta este că lucrurile pleacă combinat în timp și cu foarte multe ori, erau de multe ori, și cu varianta prost redată a acestor învățuri, unde te găsești tu părinții astea? În situația în care nimic din ceea ce îți spune acolo nu ți este la îndemână, nu poți să înțelegi nimic niciodată. Deci la plasă ți-o predat așa. Finit 1 pe 2, fost 1, la 0 pe 2. Unde sunt 2?
duci. Asta e problema. A face limita înseamnă a te interesa. Ce fac Y-ii? Y-ii care urmează după locuire. Y-ii ce se obțin? Da, limba mare găsești Y-ul. Da, limba alt Y. De ce fac acești Y-ii? Și de aceea facem limită. Limită pentru X tinde la infinit. Că X și se întâmplă la infinit. Din expresia asta, 3X plus 2 supra 5X plus 1. 3X plus 2 supra 5X plus 1. Cu ce în loc? Cu infinit. Păi, cât vine acum? 3 ori infinit plus 2 supra 5 ori infinit plus 1. Și egal, 3 ori infinit, 3 ori infinit, tot infinit face. Da. 2 face infinit. Supra 5 ori infinit, infinit, plus 1, infinit. Și infinit fără infinit, o face fără sens. Nu știu ce face. Infinit pe infinit, cum este infinit, nu este infinit, tot care se părăsesc, s-a spus mai greu. Și atunci trebuie să găsești niște idei ca să ieși din încurcătura asta. Că nu poți da răspuns. Și atunci e egalul limită pentru X tinde la plus infinit din scoate pe X factor forțat. Ce înseamnă scoate forțat? Adică X pe lângă 3 plus 2. 3 plus 2 pe X. Că aici jos, aici la 2 nu a fost X. Că dacă era așa aici X, nu mai puneam aici. Acum când ne mulțim din 3 ori X pe aici, X ori 2 pe X, 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 factor forțat înseamnă așa. Unde este, este, unde nu, punem jos la numitor. Ăsta că am forțat mâna la 2, nu a fost X. Da. Și jos, X pe lângă 5 plus 1 pe X. Și e altul. Când X e foarte mare, 2 împărțit la 1, foarte, foarte mare, la infinit. X cu X se simplifică acum. X pe X simplifică, e factor. Nu puteam X pe X aici. Aici nu se putea, că era adunat, era legat. Dar acum simplificăm. Iar 2 pe X ăsta, când X-ul e foarte, foarte, foarte mare, 2 împărți la un număr mare, dar face 0. Mai împărțit 2 până la toată România. Le dai o fierbitură. Și chiar mai mult în România, la tot globul. Nu le dai nimic. Deci, la 0. La fel, cu unii împărți la foarte mulți. 0. Și acum rămâne 3 pe 5. Deci unde se ducă ăștia? Spre cine? Spre 3 pe 5. Deci cerul ăsta care se formează, spre 3 pe 5 se duce. Păi și nu se duc totuși către infinit? Păi cum? Dacă spre 3 pe 5, cum trebuie către infinit? Asta este omul la care a fost. Cum? Când X-ul e din ce în ce mai mare, după, eu am urmărit cu ăștia. Cu ăștia e modul ce fac. Imagine, nu... Și știu ce fac, după infinit. Y ce care apară, știi, cum a făcut 2, 1 și mai departe. Am aflat la fost după 3 pe 5. Fiindcă spre înlocuire am intrat într-un necaz, am făcut un artificiu de calcul, scoaterea factorului forțat, m-a dus la posibilitatea de a constata ce se întâmplă cu cirul infinitilor. Asta înseamnă face din doamne funcție într-un punct. Da? Da. Limita la plus infinit. Se poate face și într-un punct. 2 minus 2, un diagonal, eu întreagă filozofie. Deci analiza matematică ne spune toate matematica și de până acolo. Absolut tot, ca să mă împiedic eu de artificiul de asta, spate factor forțat, nu știu ce, nu știu, deci fiu vorba, conjugate, nu știu ce. Ai văzut că am făcut conjugata la clasa de-a șapte, acolo ce poți face în conjugata? A minus A la 2, A minus B la 2, A minus B, cum A plus B. Deci acoperirea materiei se poate face prin muncă individuală foarte mult. Sunt filme pe internet, sunt 1000 și ceva de filme acolo, funcție de golul de tale, deci, ți-am povestit băiatul din Moldova, care stătea pe mara 3 dimineața și stătea cu filmele acolo și avea decât o singură idee, să se poate să nu așa jos ceva mai mult de Moldova acolo.
O să-ți aduc, am promis că am pus registrat, să vedeți, să citiți. Vedeți cât interes există de m-am descoperit. Cei care vor să recupereze. Așa, prezența aici lipsă de disens, ca să spun ce de-aia vreau. Adică nu se vede, nu trebuie spune nimic, doar că ideea e cum să meditați. Dar profund mai tare, te duci. Dacă încerci să recuperezi oriunde, de ce aveam meditat la clasa 7-8-a, că acolo recuperăm. Calcul argent, intră în mână. Și de ce rămân în mătura de ideea să vii? Și ce se mai poate împrinde câteodată? Uite, aici s-a prezentat în oceania de nimic, am mai înțeles că pe tine nu te preocupă de rezultatul după lucrurile lui X. Deci rezultatul după lucrurile, dar cu 3X plus 2, așa, sigur faci infinit, plus 2 infinit. Da. Dar sunt tot Y-ii care apar după rețeta 3X plus 2. Dacă te-am pus în fracție, lucrurile s-au complicat. Poți fi grad de grad, cu tot felul de expresii, tot felul. Și lucrurile altfel arată. Deci aceia sunt cei care apar după lucrurile X. Da? Și după acela care apar. Ne oprim aici, dragilor, la revedere pe mâine seara.